voi avea nevoie de negația not. Do not. Sau forma contrasă, forma scurtă, cea mai folosită în conversație este don't. Don't. Don't smoke. Don't smoke. Nu fuma. It's bad for your health. Don't smoke. It's bad for your health. Nu fuma este, îți face rău, este dăunător sănătății. Don't go out in the rain. Don't go out in the rain. Înseamnă nu ieși în ploaie. Don't go out in the rain. Nu ieși în ploaie. Poți recunoaște o mulțime de astfel de expresii. Don't say that. Nu spune asta. Don't do that. Nu face asta. Don't go there. Nu te duci acolo. Don't. A folosim pe don't. Și ne adresăm atât persoanei a doua singular, cât și persoanei a doua plural. Nu te duci acolo sau nu vă duceți acolo. Don't go there. Don't be rude. Don't be rude. Înseamnă nu fi nepoliticos. Don't tell me what to do. Don't tell me what to do. Înseamnă nu-mi spune ce să fac. Don't look at me. Do something. Don't look at me. Do something. Nu te uita la mine, fă ceva. Cu ocazia asta, în timp ce învățăm imperativul, învățăm și vocabular, învățăm și expresii uzuale pe care le folosim în conversația de zi cu zi. Aceste forme de imperativ le folosim tot timpul, așa că reține și cum se folosește și vocabularul. Don't look at me, do something. Nu te uita la mine, fă ceva. Don't just stand there. Do something. Nu sta, o să spun și așa, nu sta acolo, fă ceva. Don't just stand there, do something. So, don't wait for me tonight. I'm going to be late. Don't wait for me tonight. I'm going to be late. Nu mă aștepta de seară, o să vin târziu. Acum, tot legat de vocabular. Este important să știu cum să mă exprim în mai multe moduri. Pot spune același lucru și altfel. Nu există doar o formă de exprimare, pot spune același lucru în două feluri diferite sau chiar trei uneori. De cele mai multe ori avem cel puțin două variante pe care le folosim pentru a exprima același lucru. De exemplu, putem folosi forma negativă pentru a exprima imperativul sau putem spune același lucru folosind forma afirmativă. De exemplu, dacă spun don't be late, don't be late înseamnă nu întârzia, nu veni târziu. Pot să spun același lucru, be on time, be on time, adică fi la timp, da? Vino la timp. Apropo, be în mod normal, verbul to be, nu are nevoie de auxiliar, el este un auxiliar în sine pe care îl folosim la aspectul continuu sau la viața pasivă. Dar, în cazul imperativului, chiar și verbul to be are nevoie de auxiliar și acela este do. Da? Folosim pe do chiar și cu to be atunci când vrem să folosim forma negativă. Don't be late. Don't be rude. Don't be shy. Da? Toate aceste forme cu to be, da, au nevoie de auxiliarul do. Don't do that. Și don't be rude.